Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a cerut ministrului transporturilor Felix Troie să spună cu cât a scăzut în ultimii 30 de ani viteza pe calea ferată pe ruta Suceava-București, dar și care sunt gările din județul Suceava care vor fi modernizate în 2018. Balan arată că prin rectificarea bugetară efectuată în luna septembrie 2017, bugetul de investiții al Ministerului Transporturilor a fost puternic diminuat cu circa 6 miliarde de lei. Deputatul Suceven reamintește că, din păcate, chiar ministrul a constatat în mod personal efectele lipsei de investiții atunci când a călătorit cu trenul până la Deva și întârzierea a fost una decentă, de circa 60 de minute, și îi spune că știe foarte bine că decizia de a-l destitui pe directorul CFRSA nu rezolvă problema execuției slabe a investițiilor publice în infrastructura feroviară. Liderul PNL dă ca exemplu gara din Ițcan, care a fost reabilitată printr-un proiect al regionalei CFR Infrastructură și astăzi oferă condiții condiții decente pentru călători, dar că, din păcate, acesta este un caz izolat în regiune, în vreme ce mare parte a stațiilor feroviare continuă să se degradeze și nu există o minimă speranță că vor exista alocări financiare pentru reabilitarea prioritară a acestora. În aceste condiții, deputatul PNL de Suceava îi cere ministrului transporturilor să precizeze care este valoarea investițiilor în infrastructura feroviară, indiferent de sursa lor de finanțare programată pentru anul 2018 pentru regiunea de nord-est și pentru care are certitudinea execuției bugetare eficiente și punctual în județul Suceava. Totodată, deputatul Ioan Balan îi solicită ministrului să precizeze care sunt stațiile feroviare de călători programate a fi reabilitate în anul 2018 în județul Suceava, dar și să prezinte evoluția vitezei pe calea ferată în ultimii 30 de ani pe relația Siret-Suceava-București, atât pentru transportul de marfă, cât și pentru transportul de călători.